Ce partid politic a modificat legea și a adus-o în forma care este astăzi? Dacă discutăm de ipocrizie. Eu mă duc aminte că Adrian Năstas, în guvernarea PSD, a modificat această lege. Înainte de momentul 2003... De alegerile din 2003. Prefectul era subiect politic, guvernul și-a asumat numirea unei persoane în funcție de prefect, chiar din rândul de un partid politic, iar după aceea PSD-ul a făcut această modificare și a schimbat încadrarea astfel încât să nu poată accede pe această funcție decât funcționari publici. Acum tot PSD-ul vine și ne vorbește de ipocrizie. Dar vi se pare... Există o majoritate parlamentară care va decide pe acest subiect. Dar vi se pare că e mai bine să se recunoască implicarea politicului în numirea prefectului? Știți care este punctul de vedere legat de această discuție și de alte specii similare. În momentul în care ajungi la guvernare, trebuie să se asumi în integralitate actul de guvernare. Și vei răspunde pentru ceea ce faci în perioada în care conduci. Țara, județul, municipiul, comuna și așa mai departe. Asta este punctul meu de vedere. Deci, până la urmă, e doar o formalitate. Dacă este membru unui partid, este membru unui partid, guvernul și guvernarea trebuie să-și asume conducerea. Și deci, exercitarea actului de conducere. De ce în regulă să se recunoască oficial că prefectul e numit politic? Nu există nicio problemă. Din punctul meu de vedere, asumarea, în orice formă pe care o consideră guvernarea respectivă. Când o să ajungem și noi la guvernare, o să ne exprimăm clar o punct de vedere. Dar sunt pentru asumarea guvernării de sus până jos de către partidele care conduc. Din punctul dumneavoastră de vedere, până acum în epoca așa numitului prefect apolitic, a fost politic prefectul la nivelul județului Brăila în ultimii ani? Este o chestiune relativă. Formal, oficial, întrebarea comportă mai multe raporturi. După cum știți, un guvern este numit politic. Un guvern care numește prefecții, clar, că alege niște oameni care pot să lucreze. Cam asta este. Atâta timp cât ei au fost funcționari publici. Când erau funcționari publici, erau din cadrul partidului, că erau mai simple și cred că erau mai simple atunci. Dacă mă întrebați pe mine la nivel personal, cred că erau mai simple când erau numiți din cadrul unui partid. Măcar ți-a asumat, știi ce poți să faci, care sunt limitele și ce poate să ne plane, ce poate să spună un prefect. Ce poate să facă?